Lucrurile Sfinte ne spun că Dumnezeu Tatăl este slăvit în permanență pentru actul creației și felul în care în providența e binecuvântată le păstrează pe toate. Dar de asemenea este scris în Apocalipsa 5 că a apărut o cântare nouă care proclama ispășirea prin Domnul Iisus Hristos. Ceea ce a fost în ziua intrării în Ierusalim, am putea spune că a fost un preambul la acea cântare, când s-a zis, binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, slăvit să fie în veci. Dragii mei, cum știți, atunci s-a împlinit ceea ce a profețit Zaharia din partea Domnului, potrivit cu ceea ce este scris în Zaharia, în capitolul 9, versetul 9, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, căci iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Trebuie să fim mulțumitori, cum s-a spus, că Domnul Iisus a împlinit tot ceea ce era nevoie pentru mântuirea noastră și ne bucurăm de acest har și ne vom bucura pentru vecii vecilor. Dar eu am fost îndemnat în dimineața asta să fac referire nu în primul rând la ceea ce Domnul a făcut, să amintesc doar întreagă că El a îndeplinit totul în mod perfect. Și să reflectăm asupra ceea ce ne revine nouă. Am citat versetul din Zaharia și pun o întrebare. Dacă familia cu măgărușul proprietar nu-l puneau la îndemână, se împlinea întru totul profeția? A fost un timp foarte scurt, trebuia direct să ia măgărușul și să-l aducă. Dar ei s-au înscris în realizarea planului etern. Și vreau să spun ceva sub titlu: vrei să fii al Domnului cu tot ce ai? Îmi pare interesant, în textul citit, aparțin Domnului Iisus cuvintele care fac referire la acest aspect. Recitez. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, în el veți găsi îndată o măgăriță legată și un măgăruș împreună cu ea, deslegați-i și aduceți-i la mine. Dacă va zice cineva, să spuneți că Domnul are trebuințe de ei și îndată îi va trimite. În primul rând vreau să vă reamintesc că Dumnezeu a dat pentru noi totul. Așa ne afirmă Scriptura, vă citesc din Roman, din capitolul 8, și aici în primul rând ne gândim la Domnul Iisus și la tot ceea ce decurge din actul mântuirii, versetul 32, El n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi, cum spune Ioan 3:16, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe Fiul Său, dar reține, scrie mai departe, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și aici ne gândim, exemplul la ce spune Pavel în Efeseni 2:7, ca să-și arate în veacurile viitoare bogățiile sale de har, că totul împreună cu Domnul este pentru noi, slăvit să fie în veci. Chiar și aici, spunea Domnul, mă opresc la Evanghelia după Luca, vă citesc în capitolul 12, versetul 31, că ne va da toate lucrurile de care avem nevoie. Și spune versetul următor, ne dă cu plăcere împărăția. Doamne, îți mulțumim încă o dată. În al doilea rând, vă rog să observați, cum spuneam anticipând, că familia aceea au pus la îndemână animalul pe care îl aveau. Și dacă ar fi să citesc și din celelalte evanghelii, cum s-a derulat întru totul evenimentul, scrie în Marcu 11:5, ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le spusese Domnul. Și îmi pare foarte interesant, știți, pe măgărușul acela n-a încălecat nimeni. Și Domnul știe asta. Adică știe Dumnezeu în ce postură sunt animalele din gospodăria noastră. A știut și în Egipt la toate animalele care s-au născut mai întâi. A spus o gura Domnului, scrie în Matei 10, că și vrăbile, nu doar animalele domestice, cele de casă, toate sunt în evidența lui Dumnezeu. Știe Dumnezeu toate proprietățile, toate capacitățile, toate aptitudinele noastre. Vreți
să ne dăm Domnului cu ce avem. Amintiți-vă de Elisei, 1 Împărați 19. A venit Ilie, l-a chemat într-un mod simbolic și a pus drept jertfă boii și tot ceea ce avea. 2 Samuel 24, Arafna ebusitul, când a fost conștient de prezența Domnului, de acolo în are un înger, a zis lui David, eu pun pentru arderea de tot și carul cu lemnele și boii. Am fi noi gata să dăm Domnului ceea ce avem? Ca să vă fie mai ușor în a da, vă amintesc ce spunea regele David, citesc din 1 Cronici 29, versetul 12, de la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, versetul 14, căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim și ți-aducem. Am spus într-o primă idee că Dumnezeu a dat pentru noi totul. Într-o a doua, că ar fi bine să dăm și noi totul, că de fapt ce avem noi totul este de la El. În al treilea rând, cred că este foarte important nu doar să dăm ceea ce avem. Eu un titlu am întrebat, vrei să te dai Domnului, să fii al Domnului cu tot ce ai? Să fim și noi în întreaga noastră existență? Spune Apostolul Pavel despre macedonieni. Știți că a fost prima zonă unde a pătruns Evanghelia creștinismul în Europa. Citesc din a doua Corinteni, capitolul 8, că atunci când au făcut o colectă și de daruri pentru nevoile sfinților din Ierusalim, a vrut să excepteze că erau foarte săraci. Sărăcie luce, spune Scriptura. Dar citesc din 2 Corinteni 8 cu versetul 4, ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Deci au insistat, vrem să participăm și noi. Așa, inimă bună aveau, cum spune și în Filipeni 4, că se gândeau să dea încă înainte de a avea, de a fi un prilej potrivit. Și tot acolo spune Pavel că nicio altă biserică n-a fost așa ca ei în ce privește darea și primirea. Dar rețineți cum se poate asta. Versetul 5. Și-au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul așadar să dăm din ceea ce avem, să contribuim la împlinirea proiectului Dumnezeu. Domnul Iisus era acolo, dar nevoie și de măgăruși, ca să se împlinească profeția în întregime. Dar asta o vom putea face dacă ne dăm întâi pe noi lui Dumnezeu. Vine în minte un caz, Domnul a vorbit unui frate din zona Maramureș să se ducă ceva alimente la o văduvă din localitatea sa natală, un sat undeva. Visul a fost foarte evident, i-a spus soției, i-a zis, am să mă duc peste 2 săptămâni, am și altă treabă în zonă. Cumpărat, a pus în 2 plase, s-a dus. Când ajunge la sora, îi spune, o, ce lipsit am fost acum 2 săptămâni. Da, a venit cineva și mi-a adus, mi-a umplut frigiderul. Păi, sora, aleși pe asta. În frigiderul meu nu cap. Du-le unde crezi. Și îmi povestea fratele. Am ieșit în stradă, n-a vrut să le primească. Și în timp ce puneam plasele în portbagaj, mi-a venit în minte versetul, du-le unde vrei, cu continuarea, dacă n-ai vrut să dai atunci când Domnul ți-a spus să dai. A doua zi nu mai era nevoie de măgăruș. În ziua aceea. Dar ca să poți să dai Domnului ceea ce este în proiectul său, este nevoie să te dai pe tine însuți și să te consideri în slujba Domnului și acesta este un har, un dar. Doamne, ajută-ne! Citeam într-o carte despre un oraș unde s-a înființat o biserică, s-a construit un local, lucrarea a progresat și la slujbă venea în mod regulat un bărbat bine îmbrăcat și de regulă lăcrima. Cineva din conducerea bisericii s-a apropiat de dumnealui și l-a întrebat,
Ne bucurăm, frecventați regulat biserica noastră și aveți o stare de emoție aproape de fiecare dată. Aveți vreo situație particulară, ceva special? Și l-a zis, da. În urmă cu 10 ani, Dumnezeu m-a trimis aici să inițiez o lucrare de evangelizare, să construim un locaș de închinare, că Domnul are aici în plan oameni să-i mântuiască. Am venit, m-am apucat, dar am tâmpinat anumite piedici și m-am oprit. Am ajuns până în faza în care am fost la un proiectant. Am acasă toate schițele cum trebuia să ne-am propus să fie clădirea. Plâng din două motive. Unu, de bucurie că Dumnezeu planul ce l-a avut îl duce la îndeplinire. Inclusiv felul în care ați construit clădirea și le-a arătat schițele, așa am avut în plan să facem. Și în al doilea rând, plâng dintr-un alt motiv. Că Dumnezeu de mine nu s-a putut folosi să-și ducă lucrarea la împlinire. Repet, Domnul Iisus este în acțiune. Tot planul lui Dumnezeu se va duce cu bine la final. Dar este nevoie și de contribuția mea, de fapt, și de mine însumi. Scrie în Biblie, în cartea Nemia, că atunci când s-a reconstruit zilele Ierusalimului, niște fruntași n-au vrut să se pună în slujba Domnului. Să nu fiți printre aceia. Motive pot să fie. Le găsim în noi ca să ne sustragem, putem învinui pe alții, dar să ne gândim că ceea ce facem este pentru Domnul. Eu sunt originar din județul acesta, din Apuseni, și m-am bucurat să văd albanezi de-ai mei, moți de-ai mei. Și mi-amintesc că eram tânăr slujitor la Vidra. Și vine un frate diacon și spune, din nu știu ce supărare, vreau să-mi dau demisia. M-am gândit să nu se creeze vreo problemă la nivel de adunare, repet, eram tânăr în slujbă, dar mi-a dat Domnul o lumină și l-am întrebat numai atât. Eu v-am angajat în slujbă sau Dumnezeu v-a chemat? A zis Dumnezeu, atunci doar lui puteți să-i prezentați demisia. În al patrulea rând, vreau să vă spun că Dumnezeu vrea să fim la îndemână cu tot ce avem, repet, în îndeplinirea planului său, dar nu neapărat trebuie să dăm în mod efectiv tot ce avem oricând. Știți ce ne spune textul nostru? Domnul are trebuință de ei. Domnul nu o să rețină din ce al tău să investească în lucrarea ta, numai ceea ce este trebuință. Celelalte le poți ține legate, precum gazda măgărușul. Dar dacă e nevoie, le dezlegi. Poate Domnul să lase tot ceea ce ai la dispoziția ta și nu trebuie să dai deodată tot, nu le cere Domnul să dea tot deodată ca la tânărul bogat la toți. Dar când va fi trebuință? Când va fi nevoie? Și o vorbă potrivită e frumoasă, o vorbă e bună la vremea potrivită, un dar la vremea potrivită. Cum acela a fost momentul exact ca să se pună în slujba Domnului. Aminteam din Luca 12 că și Domnul nouă a spus că ne dă toate. Dar știți ce ne dă? Și avem trebuință. Scrie în Matei 6, când a zis Domnul, Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, iată dar cum trebuie să vă rugați. Domnul ne dă ce trebuie și noi trebuie să-i dăm lui doar ceea ce este nevoie la un moment dat. Să ne dea Domnul harul ca în momentul acela să fim dați lui. Amin. Și dacă va fi nevoie să ne ceară ceva sau altceva, poate slujirea noastră, poate banii noștri, poate mașina noastră, poate darurile care le avem să le punem în slujba lui Dumnezeu. Vorba aceea. Noi știți cum suntem precum plugul. Ori se uzează în brazdă, ori se consumă la rugină. Toate trec. Așa că este bine să fie toate la dispoziția lui Dumnezeu. Amin? Poate cineva foarte rațional se va gândi, cine știe ce o să-mi ceară mie Domnul? Păi nici eu nu știu ce o să-mi ceară. Dar dacă eu sunt al Domnului, atunci, știți, scrie în cartea 2
un împărat 20, că i-a trimis Ben-Hadad, împăratul Siriei, la Ahab, zice, tot ce ai al meu. Și trimite Ahab vorbă înapoi, zice, fie domnul meu. Și trimite a doua scrisoare. Și am trimis să mi le dai. Ne-a zice, asta nu se poate. Că este așa de simplu și chiar plăcut, dacă avem și darul să cântăm mai frumos, tot ce am îți aparține, nu? Am fi gata să notăm și într-un proces verbal. Dar când va fi să ia, repet, nu tot. Ce are trebuință? Atunci vom spune precum Maria, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Dumnezeu să ne ajute. Așa să facem. Și în ultimul rând, reamintindu-vă, am spus, Domnul ne dă toate. Ne cere să dăm ce avem, dar să nu uităm că sunt de la El. Ne cere să ne dăm pe noi înșine, că numai așa vom putea să dăm în mod liber. Pentru că unde este inima? Lui Comoara, sau unde Comoara este inima, Matei 6:21. Și spuneam în al patrulea rând că Domnul, în mod defectiv, ne cere să dăm ceea ce este nevoie. Și să o facem asta fără comentarii. Îngăduiți-mă că inserez aici ceva. David se întâlnește în viața lui cu trei feluri de oameni pe la care avea nevoie să primească. Nabal spune, nu știu cine este, nu mă interesează. Indiferent, n-a dat. Țiba a dat circumstanțial cu un scop să se dea bine cu regele. În schimb, Barzilai Galaditul. Îmi place motivația aia. 2 Samuel 16. Ci oamenii aceștia trebuie să fie suferit de foame. Punct. Au nevoie. David atunci era într-o situație critică. Barzilai a riscat. Putea noul rege să-i facă rău pentru asta. Nu. Dacă este nevoie, dacă trebuie, stăm la îndemâna Domnului. Și în ultimul rând, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 15, și eu voi cheltui prea bucuros din ale mele și mă voi cheltui în totul pe mine însumi pentru sufletele voastre. Frumos! Nu doar să te dărui și să cheltui ce nevoie și dacă e nevoie să te consumi și pe tine, ci doar să o faci cu bucurie. Să nu credeți că Dumnezeu impozitează pe cineva. Dumnezeu ne cere. S-ar descurca și fără noi. Faptul că ne cere să contribuim la îndeplinirea planului său este o favoare ce ne-o face. O onoare ca să ne răsplătească pentru aportul nostru. Spune la 2 Corinteni 9 cu versetul 7, fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Într-o adunare cineva a avut o dezbatere pe tema zeciuielii. Și unul m-a fost întrebat, cum să o dăm, cum să administrăm? Și nu vreau să intru în polemici. Și le-am citit doar de aici. Întrebarea era în fond, cât să dăm? Răspuns, versetul 6. Să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, cine seamănă mult, mult va secera. Dă cât vrei să seceri. Tu ți impui limitele ogorului și măsura de recoltă. Și când dai mai bine, dacă nu atunci când dai cu bucurie, Dumnezeu indexează toate acestea potrivit cu starea cu care noi dăruim. Ce Pavel în Corinteni 9, că uneori ce putem să o facem de silă, dar deși în Evrei 13 cu 17, că dacă nici slujitorii nu o fac cu bucurie, nu-i de folos. Și un ultim verset adaug, zice David, despre care am citat, a dat daruri. Știa exact ce trebuie pentru templu să dea. Dumnezeu i-a dat tot proiectul. Și scrie în acest capitol că după ce a dat tot ce trebuia, a dat în plus. A văzut căpetenile, cum dau și ei, tot poporul,
Și spune în 1 Cronici 29, cu 17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă, de aceea Ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie și am văzut acum cu bucurie pe poporul Tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile Lui. Lasă-ți măgărușul la îndemâna Domnului, căci este o zi de sărbătoare, să se împlinească ce s-a spus, că Domnul are trebuință. Și de cumva măgărușul este al tău, dă-o cu bucurie și Dumnezeu te va iubi. Și ce frumos va fi când din nou ne vom întâlni cu Domnul, că I-am dat ceea ce aveam când am avut, că El ne-a dat toate și ne le va da pe toate pentru vecii vecilor. Slăvit să fie Domnul! Amin!